Fumatul este al doilea factor care duce la scăderea populației Republicii Moldova prin mortalitate după migrație. În plus, provoacă anual pagube estimate la 3 miliarde și jumătate de lei și este una dintre cauzele principale ale deceselor premature. Autoritățile recunosc că țigările au prețuri accesibile, taxe mici la accize, iar reglementările legislative rămân mai mult pe hârtie, fapt ce favorizează fumatul. Nu cumpără pâine, dar cumpără țigări. Fiindcă chiar bătrânii spun că în ultimul an, toată viața am fumat, nu pot să refuz. Cel mai des de care țigări aleg? Pachete la ce prețuri? La 37 de lei de simple moldovenești, fiindcă ele sunt mai ieftine. Că și ele scumpe într-o calitate tare în puțină să vin. Un pachet pe sut că îl fumează, da. De 24 de ore. Da, fratele îmi fumează un pachet și soțul un pachet și se duc mulți bani. Ați calculat cam câți bani pe lună? Împreună cu chibritele, cu zașgălce, cu 1000 de lei se duce la fiecare. Bani care ați putea avea în alt care fel? Da, am putea să mâncăm ceva. Vă invit să mergeți la piața centrală, să vindeți cum în continuare să vând țigări la bucată în Republica Moldova, deși avem un cadru legal racordat la prevederile europene. Și aici e vorba de control, penalizare, amenzi, proceduri și așa mai departe, asupra căruia mai este mult de lucru. La gheretele din piața centrală, comercianții sfidează legea, iar autoritățile sunt tolerante. În ultimii ani, produsele de tutun au împânzit piața și au fost pe larg promovate, mai ales țigările electronice. Chiar dacă guvernul a intervenit la modificarea legii, se cer eforturi din partea tuturor instituțiilor. Este nevoie de consolidare Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, de fortificat cu personal, de majorat salariile, pentru ca să avem suficienți inspectori care să poată să constate produse neconforme. Fiscul, VAMA, Ministerul Finanțelor au un rol foarte important de jucat. Avem pe piața internă foarte multe produse de contrabandă, din păcate. În Republica Moldova se cultivă peste 300 de hectare cu tutun. Pagubele provocate sănătății populației depășesc anual de 3 ori taxele achitate de industria tutunului. Industria tutunului are un marketing agresiv în rândul tinerilor ca să-i convingă să devină noi adepți de consum a produselor din tutun. O altă provocare este răspândirea produselor noi din tutun, cum ar fi tutunul încălzit și țigările electronice, sub pretextul că ele, chipurile, ar fi mai puțin nocive. Prin ce se deosebesc țările nordice de celelalte țări? Că au cele mai mari prețuri și cele mai mari accize. Și deci acesta este cel mai eficient mecanism de contracarare. De la 1 aprilie 2023 este interzisă vânzarea produselor de tutun al căror preț de referință este mai mic de 35 de lei. Anual, în Republica Moldova mor peste 6.000 de oameni din cauza fumatului. Acest viciu provoacă apariția bolilor cardiovasculare și a cancerului. Potrivit Ministerului Sănătății, doar 30% dintre fumători au încercat să se lase de fumat.